S-a dat alarma la Timișoara aseară după ce un apel la 112 anunța prezența unui miros puternic de insecticid într-un bloc din zona Sagului. Este vorba de un imobil cu 4 etaje de pe Alea Inului, în care se aflau 10 de familii. Oamenii din cele 16 apartamente ale blocului, 10 la număr, 5 adulți și 5 copii, au fost scoși din bloc pe perioada cercetărilor. Imediat au intervenit forțe ale pompierilor cu autospeciale și echipaje SMURD, dar și o echipă de cercetare chimică și radiologică pentru a face măsurători cu aparatura de specialitate pentru a vedea dacă este sau nu vorba de vreo substanță toxică. Locatarii au simțit miros strident de insecticid. S-au dispus măsurători cu aparatura de detecție din partea echipajului CBRN. S-au efectuat măsurători, nu s-au depistat valori pozitive ale substanțelor periculoase. După aproape o oră și jumătate de verificări, timp în care echipa de cercetare chimică, biologică, radiologică și nucleară a făcut măsurători, s-a stabilit că nu există niciun pericol, iar oamenii s-au putut întoarce acasă. În zona Șagului, pe perioada Inului, unde suntem acum, în vederea unui control, că se pare că din auzite au fost niște mirosuri, sau ce așa se spunea, cu cutentă toxică. Am verificat cele 7 persoane care au fost jos, 4 adulți și 3 copii. Vestea cea bună care vă putem da, din fericire, după ce i-am evaluat pe toți, că niciunul nu prezentau probleme din punct de vedere medical. Între timp, blocul morții, în care și-au pierdut viața 2 copii și mama unuia dintre ei, rămâne un loc periculos. Asta pentru că după ce a fost decontaminat, au fost chemate firmele specializate pentru igienizare. Administratorul imobilului se plânge însă că numai puțin de 15 firme au refuzat să intervină. Un răspuns a venit abia aseară din partea unei firme din Caransebeș. Până când blocul nu va fi igienizat, locatarii nu se pot întoarce în casele lor. Vă reamintim că după dezinsecția și deratizarea efectuată la un bloc de garsoniere din Timișoara de o firmă care nu avea autorizație cu o substanță letală pentru om, 3 persoane și-au pierdut viața și alte peste 40 au fost internate. Patronul firmei de dezinsecție a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce magistrații au stabilit că a folosit ilegal o substanță toxică extrem de periculoasă sub formă de tablete. Între timp, Ministerul Sănătății a constituit o comisie de analiză după cazul de la Timișoara, fiind luată decizia de verificare a activității DSP privind societățile de deratizare. Ministrul Victor Costache a cerut modificarea legislației ca direcțiile de sănătate publică să certifice utilizarea biocidelor. Da, și vorbim despre aceste substanțe care sunt folosite, pentru că o dezinsecție e un lucru la ordinea zilei și, în mod normal, nu ar trebui să existe niciun fel de problemă. Tocmai de asta a atras atenția opiniei publice ce s-a întâmplat la Timișoara și este încă inexplicabil. Și, de asemenea, vom vorbi despre toate acele instrumente de încălzit pe care le folosesc oamenii în această perioadă. Avem parte de temperaturi foarte scăzute și, din păcate, sunt încă folosite destul de mult, inclusiv în orașe, acele reșouri, acele intervenții cu tot felul de obiecte folosite pentru a încălzi locuința. Discutăm despre toate aceste lucruri cu invitatul meu, domnul Radu Țincu, medic toxicolog, secția ATI Spitalul Floreasca. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Despre ce vorbim în cazul acesta? O substanță foarte periculoasă, care n-ar fi trebuit să fie folosită. Păi, de unde a ajuns acea substanță și cum a fost posibil că se fac dezinsecții? Sunt la ordinea zilei. Am avut cu toții de a face cu un astfel de eveniment. În mod normal, substanțele biocide folosite pentru dezinsecție și deratizare nu trebuie să omoare oameni. Evident. Ele au fost create și sunt aprobate la nivelul spațiului comunitar pentru a fi utilizate în acest scop și au un grad de siguranță foarte mare. De ce? Pentru că au o toxicitate scăzută atunci când am putea intra eventual în contact cu ele. În speța de la Timișoara lucrurile sunt simple. Acea substanță era o substanță extrem de toxică, o substanță catalogată în gradul 1 de toxicitate, este catalogată cu inscripția pericol și dacă ne-am uitat pe fișa de siguranță toxicologică, am vedea faptul că ea nu poate fi folosită decât în zonele industriale sau în zona agricolă unde nu există populație umană.
Atâta timp cât o astfel de substanță a fost adusă într-un bloc de locuințe, este evident faptul că dezastrul era iminent. Cum spuneam și zilele trecute, să fim bucuroși că au fost doar 3 morți. Blocul nu a fost locuit în totalitate și nu era locuit în totalitate. Puteau fi mult mai mulți? Am fi avut mult mai mulți morți dacă blocul era locuit în totalitate. Din câte am înțeles de la anchetator și de la ce s-a prezentat în spațiul public, cel care a făcut această dezinsecție și deratizare în apartamentele goale le-a izolat cu o bandă adezivă ușile și tocurile ușilor, astfel încât a limitat foarte mult capacitatea acestui gaz de a ieși din încăperile respective și a contamina întreg blocul. Deci au fost mai multe aspecte care, să spunem, au fost într-un fel favorabile în această tragedie în care totuși au pierdut viața 3 oameni, dar, vă spuneam, puteau fi mult mai multe victime. Dar în momentul în care o firmă folosește o astfel de substanță, pentru că sunt multe firme care fac, au și contracte cu primăriile, ne trezim cu ele pur și simplu la ușă că primarul a cerut. Trebuie să existe niște norme, așa cum spuneați și dumneavoastră, norme europene pe care le are toată lumea la dispoziție. Cum de ajunge o astfel de substanță pe mâna unui om care ar trebui să facă deratizare sau dezinsecție? Tot din spațiul public și inclusiv din declarațiile avocate statului persoanei respective, am înțeles că această substanță a fost cumpărată de pe piața neagră, neexistând niciun fel de acte de proveniență, neavând evident fișa de siguranță toxicologică în care ai toate aceste avertizări, cât de toxică este substanța, cum o manipulezi, care sunt riscurile la care te expui dacă intri în contact cu ea și ce trebuie să faci în cazul în care intri în contact. Lipsind toate aceste elemente, acest individ nu avea habar ce substanță folosește, nu știa exact modul în care ea va reacționa odată ce a fost eliberată în mediu și evident că nu-și imagina nimeni că acești oameni vor avea de suferit și vor muri. Sigur că substanța, înțeleg, a fost vândută pentru că este foarte eficientă, este foarte adevărat, are o eficiență absolută pentru că este un insecticid, este un pesticid de toxicitate înaltă, dar din păcate el este restricționat. Deci din punct de vedere al legislației europene, acest pesticid are apelativul de pesticid restricționat în utilizare, tocmai pentru că are un grad foarte mare de toxicitate. Noi am avut o situație cumva asemănătoare, pentru că era vorba tot de o substanță cumpărată de pe piața neagră. Ne aducem aminte de tragedia Mădălinei Manole, care a folosit, s-a spus atunci, o substanță foarte puternică, toxică și a cumpărat-o de la un domn de pe internet. Ei, și în condițiile astea, întreb, pentru că în momentul în care vinzi într-o farmacie sau într-un magazin specializat, lucrurile ar trebui să fie clare. În momentul în care cumperi o substanță de pe internet, tu, gospodar, dacă vrei să dai, să scapi de șoareci în gospodărie, poți să ai vreo siguranță în substanța pe care o cumperi sau pe internet nu e reglementat nimic? Nu, este evident că este o piață neagră. În mod normal, biocidele se vând în România, respectând reglementările comunității europene. Există o agenție care supraveghează circulația acestor substanțe pe piață. Ele sunt importate și aduse în România cu avizul Ministerului Sănătății, respectând toate aceste prevederi legale. În momentul în care tu ca firmă, că vorbeați de firmele care fac dezinsecție și deratizare, dacă vei cumpăra aceste biocide de la un producător autorizat de Ministerul Sănătății, iar produsul pe care l-ai cumpărat are autorizație de punere pe piață, cu siguranță nu se va întâmpla nimic. Asta dacă sigur vei respecta procedurile de folosire a acestei substanțe. Pentru că să știți, orice substanță, indiferent de care discutăm, fie că discutăm de cele aprobate, fie că discutăm de cele care nu sunt aprobate, doza întotdeauna va transforma o substanță relativ pașnică și prietenoasă într-o substanță foarte toxică. Deci dacă nu vom respecta concentrația pe care producătorul o recomandă, modul de dispersie în mediu, dacă nu vom respecta orele care trebuie aerisită încăperea respectivă și așa mai departe, toate aceste informații pe care nu le respectăm pot transforma o substanță care teoretic n-ar trebui să ne facă rău într-o substanță extrem de toxică. În cazul în care cumperi de pe internet, în primul rând nu ai date despre substanță, substanța poate să nu conțină și nici cei care o vând
pot să nu cunoască, pot să conțină amestecuri de alte substanțe, pot să conțină concentrații mai mari decât ar trebui să conțină și așa mai departe. Deci e un risc extrem de mare în momentul în care achiziționezi de pe internet o substanță pe care vrei ulterior să o folosești în locuința, în locuința ta. Deci aici putem să spunem că oamenii săraci nu aveau de unde să știe cu ce va veni respectivul angajat să dea în locul în care locuiau. A fost pur și simplu o tragedie pe care nu aveau cum să o controleze. În cazul în care, nu știu, suntem puși într-o astfel de situație, ceea ce e foarte ușor să se întâmple. Vine o firmă care are contract cu primăria și face o dezinsecție în locul în care locuim. La ce ar trebui să fim atenți? Și ce ar trebui să știm pe viitor, măcar să se învețe ceva din tragedia asta? În primul rând, președintele blocului respectiv, care este și el locatar în blocul respectiv, ar trebui să fie primul care va solicită toată documentația legată de substanțele pe care urmează a fi folosite în blocul respectiv. Dacă această documentație pusă la dispoziția asociației atestă faptul că acele biocide sunt aprobate pentru a fi utilizate, sigur că doar trebuie informați locatarii că urmează o dezinsecție și deratizare. De ce? Pentru că sunt anumite măsuri care trebuie luate pentru animale de companie. Trebuie știut că la un moment dat trebuie aerisită încăperea respectivă sau nu trebuie realizate procedurile de spălare a pardoselilor, pentru că atunci e inutilă dezinsecția. Deci sunt o serie de informări pe care trebuie să le dai locatarilor ca ei să știe cum să reacționeze. Sigur că discuția se pune foarte clar ce pot face autoritățile. Sigur că autoritățile pot controla foarte bine aceste firme care realizează dezinsecție și deratizare. În același timp există acest control pe care chiar asociația de proprietari, de locatari poate să îl facă, însă cu toate aceste, să spunem, măsuri de siguranță luate, există posibilitatea ca cel care face acea dezinsecție și deratizare, în ciuda faptului că îți pune la dispoziție documente care să ateste că biocidele sunt aprobate, oricând poate schimba, chiar în timpul procedurii de dezinsecție, substanțele și poate folosi alte substanțe. Aici cred că ține de responsabilitatea individuală, de conștiința celui care face acest lucru, pentru că nicio măsură, să spunem, de control, atât a statului cât și a asociației de proprietari sau chiar și a ta, locatarului respectiv, tu n-ai de unde să efectuezi o analiză chimică a substanței să știi sigur că substanța respectivă corespunde cu prospectul pe care ți l-a prezentat. Păi și în cazul acesta, responsabilitatea este pe o parte și a președintelui de bloc, da, sau administrator, sau mă rog, chiar proprietarul, că poate fi vorba de o casă, dar ține în primul și în primul rând de omul care folosește această substanță. Și aici întreb, el nu ar trebui să aibă o pregătire, să faci un curs înainte, să ai un atestat măcar, sau să ai măcar, nu știu, un fel de certificat că poți să faci asta. Aici tot de stat ține, nu? Da, din câte am înțeles, nu intră în aria mea de pregătire, dar investigând destul de amănunțit subiectul acesta în ultimele zile, am înțeles că există în legislație necesitatea eliberării unui atestat. Există cursuri în urma cărora obții atestatul pentru a utiliza aceste substanțe. Deci, în mod clar, noi la momentul ăsta trebuie să ne asigurăm că va exista un control din partea autorităților statului în raport cu aceste firme care fac dezinsecție și deratizare, ca ele să încheie contracte de achiziție doar cu produse care sunt aprobate de Ministerul Sănătății pentru a fi utilizate. Cred că va trebui să existe această documentație pusă la dispoziția și asociației de proprietari care să controleze încă o dată suplimentar că aceste produse se regăsesc pe lista aprobată de Ministerul Sănătății și cred că cam pe aici ne vom opri. Încă o dată, toate aceste măsuri, sigur, sunt extrem de importante și de eficiente, pentru că dacă ai un vid legislativ, automat vor apărea și oameni care vor profita de el, însă, dincolo de toate aceste măsuri, rămâne responsabilitatea omului care stopește. Acel om, dacă nu respectă procedurile din prospect, concentrația, dacă ți se spune să pui o tabletă la 20 de litri de apă și tu pui o tabletă la 5 litri de apă, cu siguranță vei avea efecte toxice. Da, patronul și el a fost reținut, trebuie să spunem acest lucru, s-a întâmplat acum 2-3 zile și e clar că lucrurile se vor lămuri pe parcurs, vom afla mai multe de unde a luat produsul, pentru că și sursa produsului este importantă. Bun, aș vrea să mai vorbim și despre un alt aspect foarte periculos în aceste zile.
pentru că s-a înmulțit numărul tragediilor cauzate de improvizațiile confecționate pentru încălzirea locuinței. Pompierii sfătuiesc pe români să-și verifice, să-și repare, ori să-și curețe coșurile de fum. Dar și cei care au centrale de apartament ar trebui să fie foarte atenți. Concret, este necesară o atenție deosebită în folosirea instalațiilor de încălzire alimentate atât cu gaze naturale, cât și cu energie electrică. Vineri seară, o tânără din județul Buzău a murit intoxicată cu monoxid de carbon, iar fetița ei a ajuns la spital în stare gravă. În aceeași zi, în Mehedinți, s-a produs o explozie din cauza unei improvizații la sistemul de încălzire. Intrarea în anotimpul friguros aduce în fiecare an un val de tragedii provocate de nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Odată cu scăderea temperaturilor, majoritatea dintre noi au început deja să folosească și vor folosi în continuare stobele sau alte aparate, ori mijloace electrice de încălzire, și aici mă refer la aerotermere, reșouri, calorifere. Cu toții trebuie să fim conștienți că este foarte important să ținem cont de următoarele reguli de prevenire a incendiilor. Iar specialiștii vin cu sfaturi pentru români. Este interzisă lăsarea copiilor singuri în încăperi în care sunt mijloace de încălzit în funcțiune. Totodată, foarte importantă este și verificarea, repararea și curățarea periodică a coșilor de fum. Este interzisă folosirea sobelor și altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații sau nesupravegheate. Soba trebuie supravegheată până focul este stins în totalitate. Ba mai mult, adaugă specialiștii, echipamentele de încălzire trebuie permanent supravegheate și să nu fie acoperite cu materiale ce pot lua foc. Eventualele reparații trebuie făcute numai de către specialiști, iar improvizațiile trebuie eliminate. Da, și aici vorbim despre foarte multe persoane care folosesc un reșou pentru încălzire, folosesc chiar aragazul, da? Se dă drumul în bucătărie la aragaz și se închid ușile eventual, ceea ce e o idee foarte proastă. Și o să vă rog să le luăm pe rând toate aceste situații și să le explicăm oamenilor cum se fac. Legat de acel reșou electric improvizat, sigur că aici nu vorbim de o intoxicație, el folosește energie electrică și încălzește anumite siguranțe. În schimb, pentru acest tip de improvizație, riscul este de a produce incendii. Fie că se produc scurt-circuite pentru că nu sunt izolate corespunzător sau se fac tot felul de improvizații, fie că sunt plasate în apropierea mobilei sau în apropierea diferitelor obiecte din cameră care sunt inflamabile sau pot deveni inflamabile. Incendiile pot să apară și știm foarte bine că în fiecare an avem incendii de la un astfel de dispozitiv lăsat nesupravegheat sau uitat în priză și în felul ăsta se supraîncălzește și apare incendiu. În cazul celorlalte sisteme de încălzire, orice sistem care produce arderea unui combustibil produce emanații de mai multe gaze, dintre care cel mai important este monoxidul de carbon. Spuneați de încălzirea prin deschiderea aragazului. În momentul în care ardem acel gaz o perioadă lungă de timp, mult mai lungă decât atunci când folosim aragazul pentru a găti, vom degaja în încăperea respectivă, în bucătărie, o cantitate de monoxid de carbon. Dacă vom sta acolo pe parcursul întregii zile, încălzindu-ne efectiv în camera respectivă, cantitatea de monoxid de carbon se acumulează și va fi respirată, se va cupla de hemoglobină, blochează hemoglobina formând un complex numit carboxihemoglobină și sigur că apare intoxicația cu monoxid de carbon. O să vedeți că foarte mulți din pacienții aceștia, care unii dintre ei poate nici n-ajung la spital și care obișnuiesc să stea să se încălzească într-o cameră mică cu aragazul pornit, dacă îi întrebi, au o serie de simptome care ne arată că intoxicația cu monoxid de carbon este prezentă, dar la valori reduse. Dureri de cap, oboseală, stări de amețeală, toate aceste simptome care, mă rog, nu pot fi catalogate de pacient ca fiind asociate cu monoxid de carbon, din păcate ne arată faptul că există o cantitate de monoxid de carbon în sângele lor. Și se întâmplă ca foarte mult să aibă așa zisa intoxicație cronică cu monoxid de carbon, pentru că pe perioada iernii obișnuiesc să pornească aragazul în fiecare zi, ei au o stare proastă, dureri de cap, aceste amețeli, se prezintă la medic, nimeni nu le dă de cap. Până când ajung până la urmă și la spital și se măsoară nivelul de carboxihemoglobină și observăm că există un astfel de nivel crescut undeva la 8-10%. În mod normal, carboxihemoglobina, normal avem o expunere ambientală la monoxid de carbon pentru că respirăm un aer din ce în ce mai poluat, avem undeva între 2 și 4% în mod natural.
Dacă suntem fumători, ne ducem spre 5-6%, iar dacă suntem fumători de trabucuri, avem undeva la 10-12% după fumarea unui trabuc. Aceste persoane care nu sunt fumătoare și se expun cronic la monoxid de carbon ajung pe undeva pe la 10-12%. Majoritatea sunt vârstnici, majoritatea au boli colaterale, în special neurologice și cardiovasculare. Toate aceste lucruri accentuează simptomatologia la o expunere de nivelul acesta 10-12. Comparativ cu un tânăr care dacă fumează un trabuc și ajunge la 10, sigur că mulți dintre ei amețesc și chiar am avut pacienți care au ajuns la spital cu sincopă după o astfel de expunere la o cantitate de monoxid de carbon asociată fumatului. Deci se poate întâmpla chiar să ai astfel de simptome, dar se poate întâmpla să fie chiar un caz tragic și noi am prezentat la știri, din păcate, astfel de situații, în special persoane în vârstă care pentru a se încălzi au lăsat aragazul deschis, geamurile închise în casă, bineînțeles, ca să fie cald, au adormit eventual și s-a petrecut o tragedie. Ce ar trebui cum ar trebui să se intervină într-un astfel de caz? Să zicem să vină un terț, un vecin, măcar să deschidă ușile. Ce ar trebui? În primul rând, clar trebuie limitată expunerea în continuare a pacientului la monoxid de carbon. Trebuie să fim foarte atenți, monoxid de carbon este un gaz ce nu poate fi detectat cu simțurile noastre proprii. Nu are miros, nu-l vedem, nu ne creează niciun fel de senzație neplăcută. Astfel încât dacă intrăm într-o încăpere unde există monoxid de carbon, nu putem să diferențiem prezența monoxidului de carbon. Dacă avem un astfel de vecin de care spuneți, pe care îl găsim inconștient pe canapea întins sau căzut în casă, primul lucru este să deschidem geamurile, pentru că în câteva minute putem noi să devenim la rândul nostru victime ale expunerii la monoxid de carbon și nu de puține ori cei care au intrat să salveze pe acești oameni au căzut chiar ei în urma expunerii la monoxid de carbon. Prima regulă, și asta cred că trebuie aplicată, este să nu folosim încălzirea de la aragaz pentru a încălzi locuința. Acest aragaz se folosește doar pentru prepararea hranei și atât. Uh-huh. În al doilea rând, și asta vă spun din experiența de la spital, în fiecare an avem intoxicații cu monoxid de carbon undeva la câteva sute pe perioada aceasta de toamnă-iarnă. Avem, din păcate, în continuare cazuri fatale. Chiar săptămâna trecută am avut cazul unei tinere care a decedat în urma expunerii la monoxid de carbon, folosind un sistem de încălzire pe bază de ardere la baie. Acele boilere sau instant pe bază de gaz, care au un sistem de evacuare undeva în afara locuinței. Se poate întâmpla și cu aceste sisteme instant. Da. Foarte grav atunci. Da, dar cele care sunt pe bază de ardere de gaz. Aceste sisteme sunt periculoase. De ce? Pentru că baia de obicei este un spațiu mic și atunci acumularea de monoxid de carbon se produce foarte repede. Este foarte interesant ce spuneți și chiar aș vrea să continuăm discuția pe tema asta și să vorbim și despre centrale. Pentru că acolo, de asemenea, avem cazuri tragice în câteva momente revenim. E o perioadă în care, din păcate, foarte multe persoane au de suferit din cauza acestor metode improvizate de a încălzi și de a încălzi locuințele. Și vorbim despre acele locuințe care sunt încălzite cu un aragaz. E o idee foarte proastă, din păcate, și care poate duce la tragedie. Ar trebui să aerisim imediat în momentul în care simțim că e ceva în neregulă. Dar ce ne facem cu centralele de apartament? Centralele de apartament pot deveni și ele surse de expunere la monoxid de carbon atâta timp cât nu funcționează normal. Sunt mai multe variante de a se defecta, fie sunt instalate greșit, în sensul că nu se respectă circuitul de evacuare, fie au fost instalate corect, dar nu le-a mai verificat nimeni și atunci apar diferite defecțiuni ale centralei sau cei care au, să spunem, țevi de evacuare foarte lungi, pot să apară diferite blocări, obstrucții ale acestor căi. În momentul în care produșii de ardere nu mai pot fi eliminați în afara apartamentului sau în afara casei, în momentul respectiv, sigur că începe să se acumuleze monoxidul de carbon în interior și ne expunem la monoxid de carbon. Din păcate, la centrală, cantitatea e foarte mare, pentru că tirajul și, mă rog, producția de energie este mult mai ridicată, atunci arderea e mult mai intensă și cantitatea de monoxid de carbon este eliminată, este mult mai mare, astfel încât, într-un timp scurt, vom contamina întreaga locuință. Și cum ne dăm seama, pentru că am înțeles că aici e foarte periculos, că nu ai simptome, nu? Este cel mai viclean dintre gaze, mă rog, sunt și altele vicleane, le-ați văzut pe cel de la Timișoara și mai sunt, evident, alte toxice care sunt
extrem de parșive în raport cu omul, nu ne putem da seama. De cele mai multe ori apare această ușoară senzație de durere de cap, de cefalee, ușoară amețeală, însă ea este însoțită la aproape la toți pacienții de o stare de somnolență. Pacientului îi se face somn. Îi se face somn și nu-și dă seama că această stare de somn a fost indusă de monoxid de carbon. Cei mai mulți dintre ei se duc și se așează în pat. Foarte multe din victimele găsite decedate sunt foarte frumos așezate în pat pentru că li s-a făcut somn. Din momentul în care ai făcut acest pas, nu mai există cale de întoarcere și decesul va surveni fără discuție dacă nu te găsește nimeni. Trebuie să avem în vedere că dacă ajungem la o concentrație de carboxihemoglobină de 30-40%, încep să apară tulburările cardiace, apare coma și foarte curând stopul cardiorespirator. Există însă și posibilitatea că poți fi salvat, însă dacă ai fost expus la o cantitate de monoxid de carbon suficient de mare pentru o perioadă lungă de timp, vei avea sechele neurologice ireversibile. Foarte mulți din acești pacienți rămân cu tulburări de memorie, tulburări de comportament, unii dintre ei chiar rămân cu tulburări neurologice de motorii senzitive și motorii cu deplasare dificilă și așa mai departe. De ce? Pentru că, evident, creierul rămâne fără oxigen o perioadă lungă de timp și este echivalentul unui accident vascular prin oprirea circulației sângelui către anumite zone ale creierului. Dar spre deosebire de accidentul vascular care afectează doar o anumită porțiune a creierului, monoxidul de carbon afectează global în întregime creierul, astfel încât apar mai multe zone care suferă din lipsa de oxigen. Recomandarea pentru centralele de apartament este să fie montate de firme autorizate și așa cum ne facem revizia la mașină și facem o serie întreagă de alte proceduri ca să evităm stricăciuni sau alte accidente, ar trebui să facem anual înainte de sezonul rece revizia la centrală, tot așa cu o firmă care să garanteze că se pricepe și realizează această revizie în mod corect. Și există și detectoare pentru monoxid de carbon, sunt niște aparate, legislația impune la acest moment doar detectoarele de gaz, care să oprească alimentarea în momentul în care există scurgeri de gaz în încăpere. Însă, contra cost și din proprie inițiativă, poți cumpăra și detectoare de monoxid de carbon. Acestea nu sunt neapărat conectate la centrală să oprească centrala, însă te avertizează sonor și luminos dacă se acumulează monoxid de carbon în încăperea respectivă. Iar dacă ne construim o casă, este bine întotdeauna să montăm această centrală într-o zonă cât mai îndepărtată de zona în care locuim, tocmai ca să evităm acumularea de monoxid de carbon în zona noastră. E un moment bun acum, această perioadă anului, sau e deja cam târziu? Nu, e un moment. Verificare. Nu, e un, oricând e un moment bun dacă știi că această verificare nu ai efectuat-o și chiar dacă suntem în plin sezon rece, centrala se poate opri o oră cât se face această revizie și în felul ăsta ne asigurăm că vom avea un an frumos și așteptăm sărbătorile fără să ajungem la spital sau chiar să murim în urma monoxidului de carbon. Evident. Și încă ceva, mai avem puțin până la publicitate și vom continua discuția. Ce ne facem în cazul în care există o sobă și ea tot așa în fiecare an trebuie verificată? Spuneam, și asta e o chestie frumoasă, acea imagine cu coșarii care veneau în urmă cu 30-40 de ani să curețe sobele era reală. Coșurile de evacuare pot fi înfundate de păsări, de diferite plante sau părți din plante care ajung acolo, ele trebuie curățate în fiecare an. Trebuie să ne asigurăm că sunt permeabile căile de evacuare și mai există o modă și un obicei, în special în zonele rurale. Există la calea de evacuare, la coșul de evacuare în casă, posibilitatea de a închide cu o diafragmă metalică. Este o bucată de metal care închide oarecum coșul respectiv. De ce? Ca să nu iasă căldura pe coș și să rămână în interiorul sobei. Întotdeauna această diafragmă trebuie închisă după ce ne-am asigurat că a fost stins focul. Dacă această placă metalică va închide evacuarea cât încă există ardere în sobă, tot monoxidul de carbon va veni în cameră și respectivii vor fi intoxicați. Deci, în cazul unei sobe care funcționează pe lemne, pentru că există și sobă pe gaz, tot așa o verificare în fiecare an a și coșului. Deci trebuie să ne uităm la coș, trebuie să ne uităm să nu existe zone sparte care să permită ieșirea gazului în casă, pentru că majoritatea sunt din teracotă și trebuie
văzut să fie etanșe și întotdeauna trebuie să nu închidem calea de evacuare decât după ce am stins focul. Bun, vorbim și despre instanta, ați spomenit ceva mai devreme, sunt niște modalități obișnuite de a încălzi atmosfera și de a încălzi apa, dar sunt folosite în continuare foarte mult în România. Vorbim despre ele în câteva momente. Vorbeam despre faptul că ar trebui verificate centralele de apartament, centralele de casă, există tot felul de variante, există centrală pe gaze, centrală pe lemne. Aici, într-adevăr, lucrurile sunt periculoase dacă nu le facem o revizie, pentru că nu simțim mirosul substanțelor. Adevărat. Și mai e ceva, pomeneați dumneavoastră de celelalte instrumente de încălzit, așa numitele instant. Da. Puteți să ne spuneți mai multe? Sunt folosite și ele. Da, riscul este același. Deci dacă avem un instant care încălzește apa și folosește ca sistem de încălzire arderea, dacă acești produși de ardere se degaje în încăperea respectivă în baie, ne vom expune la monoxid de carbon. Foarte mulți pacienți am avut în ultimii ani care au venit direct din baie, căzuți acolo, în urma expunerii la monoxid de carbon. Este același lucru, ele trebuie montate de persoane autorizate, trebuie să ne asigurăm că evacuarea se realizează în afara încăperii și că le verificăm măcar o dată pe an să vedem că funcționează normal. Care sunt modalitățile corecte, sănătoase, cât de cât, pe care le recomandați dumneavoastră? Dacă de încălzirea locuinței. Întotdeauna să folosim firme autorizate și care să garanteze că lucrarea respectivă a fost conformă cu recomandările producătorilor și să realizăm aceste revizii anuale care nu sunt nici scumpe și sigur ne feresc de îmbolnăvire sau chiar de deces. Încă o dată este, cu toate că vorbim poate anual de acest risc al monoxidului de carbon, anul acesta cred că au fost deja internați 30 de pacienți cu monoxid de carbon la Spitalul Floreasca, tocmai prin faptul că oamenii nu respectă aceste sfaturi minimale de a face o revizie anuală cu o firmă specializată a sistemelor de încălzire care folosesc ardere. În rest, putem să facem orice, chiar și acele șeminee care sunt foarte plăcute așa în locuință, dacă le curățim cum trebuie... Dacă ne asigurăm că hornul este curățat, putem să facem un foc și e foarte frumos să stăm în fața unui foc în perioada de iarnă. Mulțumim foarte mult, domnule doctor, așadar mare atenție la toate aceste modalități de încălzire a locuinței, în primul rând la centralele de apartament și centralele de casă. Neapărat o verificare, chiar și în această perioadă, orice perioadă este bună, ne salvează viața în situații grave. Vă mulțumesc foarte mult. Până punct aici discuției noastre, ne revedem de la ora 14. Vorbim atunci despre mini-vacanța de Sfântul Andrei și 1 decembrie, dar și despre vacanța de sărbători, destinații de aici din țară și recomandări de la specialiști. Ne revedem așadar de la fix.